Flight Festival Timișoara a ajuns la a șasea ediție, bate record după record. Peste 35.000 de oameni s-au distrat pe cinste în prima seară de festival la Muzeul Satului Bănățean. Marea de oameni au cântat împreună cu James Arthur și Subcarpați, care au făcut un show de excepție la evenimentul care a pus Timișoara pe harta festivalurilor. Urmează alte două zile pline de distracție la Muzeul Satului Bănățean, unde în cadrul festivalului se vor îmbina perfect distracția, cultura și tehnologia, iar artiștii renumiți care sunt anunțați îi atrag ca un magnet pe oamenii veniți din toate colțurile țării, special pentru Flight Festival. Vlad Garboni, organizatorul Fly Festival, se așteaptă ca în a doua seară de festival recordul să fie bătut din nou. Cei peste 35.000 de oameni care au fost prezenți vineri la festival au trăit o experiență unică și au demonstrat încă o dată că Timișoara are nevoie de astfel de evenimente culturale.